o cravată făcută acolo, vă dați seama, la mama lor, la englezi, făcută din mătase. Observați încă o dată culorile pentru toți cei care întreabă și au o nelămurire. Culoarea, să spunem așa, violet este aceasta, luați-o cum vreți, sau un fel de mov, pentru cei care nu stăpânesc bine culoarea violet. Și culoarea albă, culoarea albă este culoarea Partidului Poporului, albul de la Puritate și movul sau, mă rog, violetul, o altă culoare pe care noi am ales-o, fiindcă s-a purtat foarte mult în acest an. Pentru cei nemulțumiți de felul în care Nicol Formescu împreună cu designerii din Londra au creat această cravată, să vă mai prezint și alte modele pentru cravata cu Partidul Poporului. În această seară, cei care priviți emisiunea să puteți primi și șepci cu Partidul Poporului, mă rog, breloc și tot felul de asemenea accesorii. Suntem foarte dotați din acest punct de vedere și o să vedeți un prim partid în România care se construiește ca la carte, în sensul că totul este transparent, totul aflați de la televizor și felul în care se construiesc sediile Partidului Poporului și cum se numește, care se ocupă. Aici e scris pe verticală, vedeți, Partidul Poporului, cu niște litere poate mai greu de citit, dar credeți-mă, tot Partidul Poporului scrie. Spuneam așadar, un prim partid politic pe care îl vedeți în România creându-se în mod transparent la televizor, adică o maximă democrație. Iată șepcile, ce spunea domnul Alupe mai devreme, care vrea să-l vadă pe domnul Bocșan cu asemenea șapcă. Asemenea șapcă englezească, făcută în cele mai bune fabrici de bumbac de acolo din Anglia. Așa arată o șapcă cu Partidul Poporului. O să-l vedem cât de curând poate și pe domnul Bocșan cu o asemenea șapcă. Reamintim însă că ne interesează mai puțin membrii de partid care vor intra în Partidul Poporului după ce vom câștiga alegerile. De altfel o să propunem colegilor noștri din conducerea partidului. Eu neavând voie să am vreo funcție de conducere în partid din cauza legii audiovizualului, o lege de asemenea strâmbă, în paranteză fie spus, pe care trebuie să o schimbăm. Reamintesc așadar că vom închide porțile imediat după rezultatul alegerilor pentru noi membri, fiindcă, așa cum e obișnuit în România, după război mulți vitei se arată.